Elevii școlii Grigore Moisil din Năvodare au împărțit felicitări doamnelor și domnișoarelor din oraș. Micile atenții au fost prelucrate manual din materiale reciclabile, iar acțiunea a devenit deja o tradiție, fiind al cincilea an în care femeile din oraș din nordul litoralului sunt surprinse în acest mod. Reprezentantele sexului frumos au avut parte de o surpriză plăcută pregătită de către elevii școlii Grigore Moisil. Ei au vizitat toate instituțiile orașului și au împărțit felicitări confecționate manual din materiale reciclabile. Intrați! Da, cu tot, cu complet, da? Cu corpul tot, da? Ce drăguț! Bună ziua, domnișoară! Vai, ce frumos! Cei mici au lucrat la felicitări câteva zile. Fiecare dintre elevi și-a dat silința ca acestea să fie cât mai reușite. Dăruim felicitări femeilor din orașul Năvodari. Ce felicitare? Sunt felicitări confecționate de elevii cu ale școlii Grigore Moisil. Felicitări confecționate de eco-elevii din școala Grigore Moisil. Fiecare felicitare a avut și câte un mesaj adresat. Activitatea pe care o desfășurăm astăzi se intitulează Din deșeuri și gunoi iscata înfrumusesc și lucruri noi, parafrazând versurile lui Tudor Arghezi. Ea face parte din cadrul proiectului mondial Ecoșcoala, proiect care își propune să salveze natura. De aceea și în interiorul felicitărilor, noi avem un mesaj pentru femeile din Năvodari, în care le spunem că trebuie, vrem, putem, împreună salvăm natura. O primăvară senină și un strop de lumină vă urăm tuturor. Din partea eco-elevilor școlii Grigore Moisil Năvodari, o școală pentru un viitor verde. Doamnele au rămas profund impresionate de gestul elevilor, dar și de faptul că micile atenții au fost realizate din materiale reciclabile. Este o surpriză foarte frumoasă, de bun augur. Ne bucurăm foarte mult pentru această surpriză pe care ne-a oferit-o. Sunt impresionată de această surpriză a copiilor. În fiecare an vin la primăria Năvodari, ne aduc flori, felicitări. Mulțumim frumos! Elevii au fost împărțiți în echipe, astfel că doamnele și domnișoarele care au trecut prin centrul orașului au putut primi câte o atenție cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. Este deja al cincilea an în care elevii școlii Grigore Moisil organizează o astfel de acțiune.